Să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, care e un GPS care nu greșește niciodată. Și mulțumim că înainte de a apărea Google a fost Evanghelia. Google ne duce doar pe orizontal, dar ăsta are cărări care duce în sus. Și e interesant că mașina în care ne pune și în care este GPS-ul ăsta nu are motoare, fără zgomot, e liniștit. Și zice, pe când vorbea el, a început să se înalțe în fața fraților și așa sărbătorim noi înălțarea Domnului Iisus. În seara aceasta, așa cum spuneam, e o bucurie. Când mă uit la voi, mă amintesc 54 de ani în urmă. Când eram și eu îmbrăcat în haine, dar n-aveam costumul vostru. Iar atunci era mai greu. Am mers la o doamnă care cumpăram parizer, salam pentru sandwich-ul care mergeam la servici. Și o chema Violeta și i-am spus, pot să am halatul tău? El era de damă, cu nasturi pe stânga. Pot să am halatul, dar ce trebuie? E de damă, iau botezul la pocăiți și am nevoie să fiu îmbrăcat în alb. Și mi l-a dat. Am fost 40 la botez la Timișoara, n-am să uit niciodată. Și după ani de zile m-am întâlnit cu Violeta în curtea adunării și i-am spus, româna doamnă, și ea a spus, mă mai ții minte și eu te știu. Acum pot să spun pacea Domnului, m-am botezat și eu. M-am bucurat. Dumnezeu încă cheamă oameni la mântuire. Și dacă vă salut în seara aceasta, Hristos a înviat. Mărturia este cei cinci. Este că Dumnezeu încă cheamă la mântuire. Se investesc milioane și miliarde de dolari la evangelizări, la ora actuală în lume. Milioane de frați se aleargă, se duc, dar concerte, ședinți, tabere și toate sunt pentru lucrul acesta. Toate sunt pentru asta. Vedeți, a pus un om Dumnezeu să alerge, să ajungă un car. Nu era ușor, nu-i condition, să alergi. N-avea sticlă cu apă, cum mi-a dat frații. Deci poate că se sete. Când era pe vremea părinților mei, dacă beam apă în adunare, eram tras de ureche. Acum bem și la amvon, nu-i nicio problemă. Sau dacă aveam pauze de 5 minute să mergem afară, după aia de nou, nu te-ai mișcat deloc. Era o altă vreme, acum vremurile s-au schimbat. Dar împărăția lui Dumnezeu a rămas aceeași. Și cetățenii împărăției sunt tot aceiași. Pentru că Dumnezeu rămâne neschimbat, mărit să fie numele Domnului. Frați și surori, în călătoria vieții mele pe pământ am observat ceva. Pentru unii oameni viața este o frământare continuă. Și cei mai mulți sunt ca aceștia. E ca un mușuroi de furnici. Ați văzut mușuroiul de furnici? Aleargă în continuu. Una e cu sacul în spate, una coboară, una urcă, construiesc, gândesc. Dom'le, o muncă continuă. Mergi la lucru, vin înapoi, dormi, îți bei cafeaua dimineața, te culci seara, îți pui programul în computer, dimineața să te scole, programezi când te scoli dimineața cafeaua să-ți fie gata. E un marș continuu. Dar am mai observat ceva în viață. O altă categorie de oameni. Pentru unii, viața este o călătorie frumoasă. Nu-i ca mușuroiul de furnici.
Și aceștia cinci din seara aceasta fac parte din grupa aceea. Mă bucur din toată inima. Despre aceștia vorbește Cartea Evrei, capitolul 11 și 12, despre credința lor, despre călătoria lor și ce frumos vorbește acolo. Biblia spune, deci fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, oameni care au biruit prin credință, călătoria lor frumoasă a fost, au stins puterea focului, au astupat gura leilor, auzi, au alergat cu bine, au ajuns la țintă. Deși lumea nu era vrednică de ei și Dumnezeu a pregătit ceva mai mult să n-ajungă ei fără noi. Și în seara aceasta se mai adaugă încă cinci. Frați și surori, e cea mai mare sărbătoare despre care Biblia vorbește. Avem sărbătoarea Paștelui, a Crăciunului, dar botezul este cea mai importantă lucrare. E frumos corul, e frumoasă fanfara. Toate acestea ne îndeamnă, du-te, vino, haida! Noi am avut un obicei, acum nu-l mai avem prea des, dar îl folosim. Punem un numeraș cu o haină aici agățată de ambon. L-am întrebat pe fratele, aveți vreo haină de rezervă în caz că mai este o fată, un băiat care vrea să încheie legământ? Și deci avem, avem. Iar am gata, că am fost într-o biserică și păstorul a spus, n-a făcut catecheza. Păi zic, lasă că mă duc eu. Mă duc eu să-l botez. A luat hainele ude de la unul și zic, hai cu mine. Fără catecheză, am încredere și ai încredere în mine. Dacă Dumnezeu are încredere în tine, că te-a convins că astăzi se iei botezul, am toată încrederea. E căsătorit, are copii, slujește Domnului și prezbiter. Auzi? Dar păstorul local a spus, nu are catecheză. E interesant. Vedeți, lucrările sunt diferite. Oameni care călătoria lor e o călătorie frumoasă și în ceata aceasta vreau să fiu și eu cât voi trăi pe pământ. Voi vorbi în seara aceasta câteva cuvinte despre haine. Aici nu mai este modă. Toți sunt în alb. Toți sunt în alb. Când am făcut nunta eu cu scumpa mea soție, de la Timișoara am mers la Bucovina și la Bucovina nu se face în roche dimineață. Și ne-au spus frații acolo, m-au chemat la comitet, ne-au chemat-o și pe ea și zice, știți că aici nu se face, așa zic, știm. Acceptați, se viza? Da. Deci, dar auziți, frate Aurel, poți să o faci în griu. Mă, în alb, nu, dar în griu. Și am ieșit afară, deci faceți așa, o să facem. Vorbesc cu Gina, ea avea o roche din Switzerland, albă, frumoasă. Ce facem? Deci nu mă îmbrac în alb, nici în griu. Am să mă îmbrac în roșu. N-ați mai auzit așa niciodată. Zic, dar cum? O luat revista femeia, era o rochiță foarte frumoasă acolo, ceva nou și pe piață. A mers la croitorie și a luat măsurile și a făcut frumos. Și a mers la nuntă. Trebuia să fim la ora de rugăciune și apoi îți pune două scaune și te cheamă în față mine. Nu-i cu alaiul care este acum, îs vremuri apuse și nu știu ce va veni de acum. Dar mi-a spus, a venit Ana Merca, care e în California,
era în grupul poemiștilor cu clujenii și cu timișorenii și aveau rochițe de ii albă. Și frații au spus, aia e mireasa, o face în alb. Și corul a intrat în straic. Nu cântăm, facem grevă, dacă e îmbrăcată în alb, nu cântăm. Și am auzit că se întâmplă ceva și îmi spune, mireasa e în alb. Dar nu e aia e mireasa, dar care e mireasa? Se uita tot să vadă una în gri, în gri. Și când i-o chemat în față, am ieșit cu Gina. Și-a fost așa, Fratele Timotei, prietenul meu, e martor, el a venit la nunta mea. O numărat un unchi meu, baptist, cât s-a venit la nuntă. Au venit peste 5.000 de oameni, bărbați, femei, baptiști, penticostali, au venit să vadă nunta, cum se răstoarnă un obicei într-o biserică. Mulți au venit. Dar vreau să vă spun ceva. Nu să faceți ca mine. Vreau să vă spun cadou care l-am primit la nuntă. A fost cel mai frumos cadou. Păstorul s-a ridicat și vorbea greu de emoție. Și spunea dânsul atunci, vrem să facem un cadou la miri. Zice, frați miri, frate Aurel și Gina, ne vom ruga toți care azi suntem aici, ortodoxi, baptiști, penticostali, vom face o rugăciune pentru voi. Și vreau să vă spun, nu știu pe cine a ascultat. Călătoresc de 44 de ani cu Gina și simt mâna lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu cu mine. De ce am făcut-o așa? Nu să strâng, nu să mă desmerim mai mult. Dar am spus, dacă totul e așa, hai să o facem frumos, ne place nouă. Și a ieșit bine, n-a mai făcut-o nimeni în roșu. În griu și acum e în alb. Acum e în alb, e ok, s-au schimbat vremurile. Dar Dumnezeu ne-a dat un har atunci. A fost diriginta mea, directorul de școală care l-am avut. Au venit poliție, au venit oameni din comună, acum e oraș. Au vrut să ne vadă, să ne felicite. A fost greu. Și Gina, când s-a hotărât și a luat botezul, după ce a fost botezată, a fost arestată. Anul 2 de facultate, ea a luat botezul la Timișoara, a mers acasă în vacanță, a venit poliția, a arestat-o, a dus arestată de la Vaslui la Timișoara și a ținut-o 2 săptămâni într-un loc, o cameră tot în roșu. Și avea interogatoriu de la 9 până la 5 după amiază, convingându-o ca să se lase de Hristos. Ea a venit de la ortodoxi, părinți ortodoxi. Mai avea un frate care era penticostal și a spus, nu, cu orice chip voi merge înainte. A fost greu hotărârea ei, dar Dumnezeu dă izbândă, frați și surori. Și acum, în seara aceasta, am să vorbesc despre haine. Ne place garderoba. Umblăm după sărbători, când e o sărbătoare ne îmbrăcăm în verde, altădată ne îmbrăcăm în negru, la mormântare altă ne îmbrăcăm diferit, pastel sau... Avem costumele noastre și garderobele noastre. Să știți că și Dumnezeu are. Și ne le dă gratis. Îs mai faine ca și Armani. Că asta e goana noastră acum. Sau Gucci și Cucci. Ok? Dumnezeu a pregătit pentru noi haine. Și hai să ne uităm în Scripturi, să vedem. Că nu vorbesc în vânt. Am întâlnit oameni care s-au îmbrăcat în Hristos.
Și e o frumusețe să-i vezi pe drum, să-i vezi la lucru, să-i vezi pe stradă, să-i vezi în avion, să-i vezi în mașină, în trafic, îmbrăcați în hainele care Dumnezeu le-a pregătit sfinților. Cât trăiesc în trup, să se îmbrace, arătând cum arată împărăția lui Dumnezeu. Hai să luăm prima haină. Haina mântuirii, dacă se poate pune, Isaia 61:10. 61:10. Aici găsim haina mântuirii. Auzi, mântuit, dar am o haină. Nu-i oricum gata, scrie pe un laisez. E o haină mântuirii. Doi, o haină nouă. Luca, capitolul 5, versetul 36. Când ne plac hainele noi, e frumoase, miroase a nou, să știți. Și după o ceartă așa în casă, când e haina aia nouă, ai ce frumos, s-o dus tot ce-i vechi. Uitați-vă, dacă este, se poate pune haina nouă, Luca, capitolul 5, cu versetul 36. Apoi o altă haină, hainele cusute la gherghep, psalmul 45, versetul 14. Asta e ceva mai diferit, e mai cu flori, e la gherghef, sunt făcute într-un alt style. Apoi este haina de nuntă. Haina de nuntă. În Matei, capitolul 22, cu versetul 11. Apoi este haina cea bună. Eu mă grăbesc, abia aștept să-i văd în apă. Că până atunci, atunci e de bottom line. Acum, gata. De acolo satana nu mai poate să facă nimic. Ok? Apoi, sunt haine mai multe. În Coloseni, capitolul 3, de la versetul 12 la 14, este haina bunătății, a blândeții, a îndelungii răbdări, a îngăduinței, a dragostei. După ce veți dezbrăca haina aceasta după botez și o spălați, o puneți la mașina de uscat, să mergeți la garderoba lui Dumnezeu să vă luați hainele astea. Avem nevoie de hainele acestea. Și mai ales hainele acestea care sunt în Coloseni, haina bunătății, să fii bun. Zice, frate, eu sunt cam nervos. Nu, nu, ia haina aia. Ia haina, că aia te face bun. Te face așa, very nice, cute. Ok? Apoi, blând, aspru, așa când vii. Eu sunt șeful, eu sunt... Nu, nu, nu. Ia haina aia blândețe. Și atunci spui, honey, dragul meu, hai la mine. El e blând, tata, atunci, și mama. Îndelung răbdător. Deci, auzi, nu mă enerva. Auziți mult din astea în casă. Nu mă enerva, ai grijă să nu mă enervez. Dar ia haina îndelung răbdători. Și nu o să mai spui niciodată, nu mă enerva. Niciodată nu o să mai spui. Îngăduinței și a dragostei e culmea de frumoasă. Și închei cu o haină care e scris în Eclesiastru, capitolul 9, cu versetul 8. Hainele toate să vă fie albe în orice vreme. Asta e cel mai greu. Cel mai greu. Când în călătoria vieții noastre mergem pe drum, plouă afară și eu am costumul alb, păi de acum să-l păzesc, să nu-l murdăresc, trec mașini, prin belți, stropesc, mai este și cu un rău binevoitor din ăsta care stropește. El numai atâta știe să stropească. Dar eu sunt îmbrăcat în costum alb, haină albă.
Și Eclesiastul spune, hainele să vă fie albi în orice vreme. Dar mai este acolo ceva. Și unde lemnul să nu vă lipsească de pe cap. Fraților, mă întreb, m-am gândit murdar? Dacă pun un de lemn pe cap, murdar? Sau au un efect a veții? Ce-i cu un de lemnul ăsta de pe cap? Că în vremea care noi trăim acum, toți vorbesc, toți teologii vorbim, haina să-ți fie albă, fii gata de nuntă. Dar au mai rămas puțini care spun, dar un de lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Și cei mai mulți spun, nu te murdări. Nu te du la stăruință. N-are rost să ceri. Dacă Dumnezeu ți-o da credință, ai și primit. Gata, nu mai este. N-are rost să te rogi. Că Dumnezeu știe ce ai nevoie. Și El îți dă. E drept. Și asta. Dar Biblia spune, El nu va da Duhul Sfânt celor ce-L cer? Avem nevoie în haina albă să avem și călăuzirea lui Dumnezeu. Să nu ne băgăm prin belți. Am luat botezul și a doua zi mă duc la film. La voi e fain, în grădina de vară, stau o mașină și mă uit la cineva, nu? Mănânc popcorn. Sau aveți case mari aici? 8,000, 10,000 square feet. Și în bes bănește sala de cinema. Ok, papul e aici, Pepsi e aici. Păi dar de unde se mai vorbește în alte limbi? Cum crezi că vine? Dar nu mai este asta. Fraților, nu e glumă și nu vreau să mă luați oricum. Biblia este un adevăr pur, curat. Îl iubesc pe Domnul mult. Și vreau să ajung la capăt cu bine. M-a rugat Domnul să nu-mi lipsească niciodată un de lemnul de pe cap. Eram la un privechi. Două săptămâni în urmă, lângă mine era un păstor, eram șase păstori la privechi. Unul predica. Și când predica, a fost o vedenie, am avut o vedenie, aici unde începe părul, a venit un strop de ulei din cer și a căzut aici. Și n-a stropit, s-a prelins așa pe lângă nas și a ajuns la colțurile gurii. Și când a ajuns la colțurile gurii, păstorul care predica și-a schimbat predica când a ajuns uleiul. Apoi a venit o altă picătură, o altă culoare, cam la jumătate de inch de unde începe părul. Și în dreapta și în stânga erau doi cu mâinile întinse și a stropit când a căzut stropul acela pe mâinile la unul. Și când l-a stropit, am întrebat ce-i cu un de lemnul ăsta. Deci primul strop e un unde lemn de har. A avut nevoie să-i dau. Și a schimbat predica și a avut un mesaj foarte specific venit de la Domnul direct. Nu mai urmat hârtia, nu mai urmat ce-i scris pe telefon, a venit ceva de sus, direct. Și când s-o așeza lângă mine, i-a spus, ce s-a întâmplat? A fost o vedenie. Și el a spus, da, mă chinuiam, nu mă găseam, dar deodată mi s-au schimbat lucrurile. Niciodată nu mi s-a întâmplat așa. Când Dumnezeu dă unde lemnul pe cap. Dar am întrebat stropul ălalt
Și-a spus Domnul, stropul ăla e un undelem de vindecare. Și el a spus, wow, în 2 săptămâni sunt programat pentru o operație. Și a spus, operația va decurge bine, că a stropit mâinile celui care era lângă tine. Nu te teme, Dumnezeu îți face bine. Și a spus, în viața mea, Dumnezeu nu mi-a vorbit niciodată așa. Ce preț are un de lemnul? Auzi, hainele să-ți fie albi în orice vreme. Și un de lemnul, călăuzirea, puterea, să nu slipsească de pe cap. Slipsește pălăria, slipsește baticul, dar un de lemnul să nu slipsească. Fraților, suntem în casa lui Dumnezeu, dorim împărăția Domnului, îl rugăm pe Domnul să vină cât mai curând. Dar Scriptura spune, fiți gata, hainele să fie albe în orice vreme, dar unde lemnul să nu lipsească. Duhul Sfânt, călăuza, să nu lipsească niciodată. Doamne, toarnă peste biserica Elim. Avem nevoie de aceasta. În seara aceasta aș vrea să mai întreb, să pun mai o întrebare, din când în când fac lucrul ăsta. În viață am fost la multe botezuri, am văzut poate în viață câteva mii de oameni, tineri, bărbați, în 54 de ani, care au luat botezul. Am văzut în nopți târzii, pe întuneric, pe vremea când n-aveai voie să botezi, în prundul Sucevii, mergeau frați, nu era cor, nu era fanfară, erau doar candidați și erau botezători. Eu mă amintesc de unul care era în cărucior, s-a născut un paralitic, tata lui ateu, era un singur copil în familie, avea 20 și ceva de ani. A trecut o mormântare pe drum și i-a plăcut și a venit într-o zi la adunare cu cărucior. A iubit pe Domnul și s-a predat. Dar au spus, n-am cum să-i spun la tata și la mama. Și frații i-au spus, venim să te luăm și te ținem și după aia te aducem cumva. Nu, nu, tata nu mă lasă. Și a început să-și pregătească o haină albă și el. S-a uitat mama la el, ce faci, unde mergi, e noapte. Îmi pregătesc haina asta, vreau să mă duc puțin afară, să iau aer. Tata s-a uitat la el și a spus să-l urmăresc și l-a urmărit. El a mers spre prund, a venit cu cărucior. Tata în întuneric venea în urma lui, n-am spus ce l-au ajutat frații, l-au băgat în apă, s-a schimbat în haina albă și când l-a întrebat, până când vrei să fii credincios? Deodată din întuneric s-a auzit un glas, opriți-vă! E greu când auzi în întuneric un glas, când te aștepți oricând poliția să vină să te amendeze. S-a oprit. Și-a venit un om cu lanternă, eu sunt tata. Și i-a spus pe nume, unde l-ai întâlnit pe Iisus? L-am întâlnit când a trecut o mormântare, a spus el, pe drum. Și-a spus, tată, eu sunt un paralitic, am nevoie de Dumnezeu. L-a luat în brațe,
Și a spus, dacă tu faci asta, mă botez și eu cu tine. Îl ținea în brațe tata, ateu. Și pentru mulți ani era, stătea lângă amvon, unde stăteau bătrânii, stătea acest om și plângea mereu, cum am pierdut atâția ani. E frumos. Împărăția lui Dumnezeu e minunată, frați și surori. Acum revin la întrebare, dacă în sală este un tânăr, avem haine încă? Dacă este o tânără, dacă este unul care bătrân și ai vrea să-L urmezi pe Domnul Iisus, seara aceasta e o seară deosebită. Mamele acestor cinci, așa Mother's Day, sărbătoare să mai ai, să-ți vezi copiii îmbrăcați în haine albe, să fie botezați, așa cadou, da, florile ofelesc, dar ăștia vor moșteni împărăția, dacă vor lupta până la capă și își vor păzi hainele. Dacă este cineva, am mai spus, eram la Indiana, fratele Brice este aici cu noi, Dumnezeu a făcut o minune, i-a făcut bine la omul ăsta care trebuia să fie mort. L-am văzut când era în ultima fază, se hrănea prin tub și acum e cu mâna sus aici între voi. Dumnezeu i-a făcut bine. Ok, eram la Indiana, la botez și am întrebat odată, când eram în apă, s-au terminat candidații, era într-un râu, dacă mai este unul, mai vrea cineva să vină. Și deodată văd unul de pe mal, s-a dezbrăcat de geacă și a venit în blugi și cu în t-shirt și a intrat. Și când a ajuns, i-a ieșit pachetul de țigări din buzunar și mergea pe apă. Zic, lasă-l să se ducă, dă-i pace. O plâns, o luat botezul și când am ieșit o femeie bătrână, a venit plângând și a spus, am pus un semn, băiatul ăsta vorbește cu fata mea. Ea e pocăită, el nu. Și a spus, dacă astăzi ia botezul, o las pe fată să se căsătorească. Interesant. Vreau să vă spun, sunt membri la Biserica Betania, au copii, sunt credincioși, Dumnezeu s-a îndurat și i-a binecuvântat. Țigările s-au dus pe apă. A fost doar o hotărâre. Și mă rog, în seara aceasta, mai ai timp până când se botează aceștia să te pregătești. Avem haine. Spune la frață aici să-ți dea o haină. Și ai plecat acasă. Nu vei uita niciodată ziua de azi. Îngerii, cerul se bucură. Domnul Iisus să ne binecuvinteze. Închei. Hainele să vă fie albi în orice vreme și unde lemnul să nu vă lipsească de pe cap. Vouă și nouă tuturor. Amin.